în condeierea ouălor, ocupă un loc deosebit în arta românească. Această artă, deși la prima vedere s-ar părea că are o importanță minoră sau că ea aparține trecutului, este totuși încă foarte vie în diferitele regiuni etnografice din România. Demn de subliniat este acordul deplin al artei ouălor încondeiate cu celelalte manifestări ale artei populare românești, în ceea ce privește conținutul tematic al motivelor, regulile de compoziție și coloritul. Nu este deci deloc întâmplătoare apropierea acestui gen de artă populară de cel al picturii pe sticlă și de creațiile olarilor. Oul vopsit, fie el simplu sau încărcat cu ornamente de multe culori, este de secole simbolul cel mai cunoscut al sărbătorii pascale. Legenda oului roșu este legată de teme biblice, dar evoluția obiceiului înroșirii ouălor la români și nu numai spre o adevărată capodoperă populară depășește originea mistică a ritualului și ține de nevoie de exprimare a iubirii de frumos. Toate marile civilizații ale lumii au cunoscut o formă de adorare a oului. Oul considerat sămânța tuturor începuturilor, oul considerat a fi la originea întregului univers, la originea pământului, a soarelui, a lunii, oul care era considerat a fi un lucru magic, o încărcătură mistică cu totul și cu totul specială. Nu numai pe teritoriul unde ne aflăm, oul era folosit în ritualurile de reînnoire a timpului. Romanii îl foloseau egiptenii, îl foloseau în spațiul asiatic. De cele mai multe ori era colorată în roșu și era dăruit primăvara, pentru că atunci renaște natura în arealul în care ne aflăm. De ce este roșul? Este o întrebare foarte bună. Roșul e considerat a fi o culoare purificatoare, este culoarea focului. În orice cultură dualistă există contradicția între bine și rău, între lumină și întuneric, ori oul în sine era considerat a fi purtător și de sămânță de viață, dar și de sămânță de moarte. Era considerat purtător de bine și purtător de rău. Și atunci, pentru a-l proteja și a salva partea bună din ou, el era colorat în roșu. Nu poate fi stabilit un moment anume și niciun loc anume unde s-a întâmplat pentru prima dată lucrul acesta. Ori, oul roșu a fost foarte ușor adoptat de către creștinism, pentru că aproape în toate mitologiile, în toate legendele creștine, oul roșu reprezintă sângele vărsat de Iisus Hristos pe ouăle puse la baza crucii de către Magdalena și el reprezintă sacrificiul făcut de Hristos întru iertarea păcatelor noastre și în același timp oul este cel care se colorează în roșu, tot conform legendelor creștine, atunci când se răspândește vestea învierii lui Hristos. Cele mai mult, indiferent de modul în care se povestește, de amănuntele legendelor, neîncrederea celor care nu își imaginau că Iisus Hristos a putut să renască, era condiționată de colorarea în roșu a ouălor care se aflau pe masă, care se aflau în coșurile purtate de către femei. Ori în momentul în care ei își exprimau neîncrederea, doar atunci când ouăle acestea se vor înroși, atunci va învia Hristos, ouăle printr-un miracol s-au înroșit. Încondeirea ouălor reprezintă un obicei străvechi în tradiția românească. Ouăle încondeiate sunt o mărturie a datinilor, credințelor și obiceiurilor pascale, reprezentând un element de cultură spirituală specific românească. În Bucovina există numeroși artiști consacrați ai acestei arte, care pun în practică această tradiție de a încondeia ouăle în apropierea sărbătorii Paștelui și nu numai. Eu m-am trezit cu închistrirea ouălor de copil mic în casă la noi.
bunica mea a închistrit ouă, vecinii mei închistreau ouă și în postul mare, la mijlocul postului, începeau să aleagă ouăle. De părăsim, într-o miercuri, știu bine, că parcă era o zi de sfințenie în casă. Să fie liniște, să fie curat. Bunica le alegea întâi să fie ouă de rață, pentru că au o coajă mai frumoasă, mai netedă, să aibă o formă frumoasă, să fie netede, lucioase, fără asperități. Cât am fost copil și am încondeiat cu bunica, se făceau doar pentru Paște. Ori acum a devenit o îndeletnicire pentru unele creatoare pe tot timpul anului. Când am învățat de la bunica, bunica primele motive care mi le-a arătat și am văzut cel mai des la ea au fost cele tradiționale și am păstrat, am promovat, am arătat și tinerilor pe care i-am învățat să încondeze. A fost calea rătăcită, îmi spunea, până și bunica mea știa că este cel mai străvechi element. Din câte știu, apare și pe ceramica de Cucuten, de acum 5.000 de ani în urmă. Creatoarele se inspirau din natură, din zootehnie, din casă, din țesături, din ce se lucra în casa respectivă. Și reprezentau pe ou. Erau cârligul ciobanului, era fierul plugului, era frunza de stejar, era steaua, soarele, grebla, ustensilele cu care se gospodăreau în gospodărie. Sau prosopul, ștergarul, desagii popii, brâul popii. Eu de la bunica am învățat doar tehnica batic sau a băilor succesive de culoare. Mai nou au mai apărut tehnici. Tehnica cerii în relief, spre exemplu, nu se mai introduce în băi de culoare, ci se lucrează cu ceară colorată. Ceară roșie, verde, galben, aceleași culori, numai că deja ceara este colorată. Sau mai sunt și ouă cu mărgele. În Bucovina am mai întâlnit ouă care se lucrează cu mărgele. Se introduc într-o baie de ceară și apoi în acea ceară se impregnează mărgele mici. Sunt și ouă sculptate sau gravate, dar eu am rămas la cea tradițională și în cea mai mare parte cea tradițională sau batic se lucrează la noi în Bucovina, dar și la, am fost receptive și la nou, la cele muncite. Vă propun acum să priviți cele mai vechi motive folosite în Bucovina, ouă închistrite în culori naturale, culori de pământ, culori care se regăsesc în Bucovina și pe ștergare, și pe povoare, și pe costumele tradiționale. Aici însă, în plus, în acele culori vegetale, frunză de nuc, coajă de ceapă, coajă de arin, sfeclă roșie și leșie. În prima parte o să facem cunoștință cu motivele religioase, crucea ortodoxă și crucea catolică, pentru că în Bucovina dintotdeauna a existat o interferență de culturi, diferența dintre cele două cruci fiind extremitatea trilobată pentru cea ortodoxă și partea dreaptă a crucii pentru cea catolică. Elementele naturii le vom privi în această zonă și o să descoperim simbolul solar, apa, cerul cu stelele, fulgerul, frunza de stejar, una dintre cele mai frumoase reprezentări a pădurii bucovinene, și cărarea rătăcită, cel mai frumos element al vieții. Meșteșugurile tradiționale sunt prezente în continuare cu vârtelnița, coarnele berbecului, cârja ciobanului, fierul plugului, potcoava, grebla, furca, spricul de grâu, trifoiul, simbolul șansei sau norocului, 40 de clini, ștergarul bucovinean și patistuța bucovineană, cele două din urmă fiind însă niște motive mai complexe pe care le-au folosit bucovinenii mult mai târziu. Nu în ultimul rând o să descoperim ouăle care au aparținut familiei,
cu o vechime între 50 și 100 de ani. 1905 este data la care a fost lucrat acest ou, însă sunt ouă, după cum vă spuneam, care au aparținut familiei, care sunt lucrate în acea perioadă, păstrând culorile de vamă. Sunt ouă care au fost adunate din cuibar, care au fost închistrite și care nu au fost lăcuite. Datorită acestui lucru, s-a evaporat albușul din interiorul oului, s-a coagulat gălbenușul și aceste ouă au reușit să reziste în timp, după cum vă spuneam, 100 de ani. Vă arăt câteva din motivele tradiționale specifice și Bucovine și specifice zonei noastre. Aș începe cu 40 de cline. Aceste 40 de cline, spuneau bătrânii, care reprezenta cele 40 de zile petrecute de Domnul Iisus Hristos în pustie, că ar fi cele 40 de zile de post, că ar fi cei 40 de muncenici, iar unele dintre creatoare spuneau că ar fi resturile de la croitul cămășilor, dacă toți s-au inspirat din gospodărie. Sau fierul plugului, de asemenea un element străvechi, ce simbolizează legătura omului cu pământul, nemurirea, statornicia sau frunza de stejar. Frunza de stejar care reprezintă sănătatea, puterea și iarăși ajunge omul în legătură cu natura. Avem aici cârligul ciobanului. Se vede că este destul de simplu, un motiv destul de simplu și culoare, pentru că așa se lucra atunci. Aici avem calea rătăcită. Calea rătăcită este cel mai străvechi element. Apare și pe ceramica de cucuteni, este și foarte greu de făcut. Se mai numește și calea fără sfârșit. Unii spun și drumul vieții. Printre motivele tradiționale se numără și vârtelnița, simbol solar, dar nu numai ustensila cu care s-a lucrat în casă. Avem aici steaua și pomul vieții. Avem biocelul, motiv inspirat din natură, motiv floral. Sau avem aici, destul de interesant, drumul vieții. Și o întrebam pe bunica de ce are atâtea curbe, linii drepte, din nou curbe. Și mi-a spus așa, pentru că pe majoritatea ouălor tradiționale apare simbolul crucii, iar unde este linie dreaptă a trăit omul bine. Când a făcut o curbă, a avut o problemă și iarăși a fost bine. Deci așa cum este drumul vieții noastre pe pământ, cu urcușul și cu coborâșul, așa a fost reprezentat și pe om. Cum s-a ajuns pe de altă parte la oul care poartă însemne este iarăși greu de stabilit. Tot în Bucovina exista o legendă care a circulat până foarte aproape de zilele noastre, care spuneau că la început de primăvară, înainte sau imediat după ce era arat pământul, perechele tineri de căsătoriți, luându-se la miezul nopții de mână, în apropierea echinocțiului de primăvară, se duceau în grădină și îngropau acolo un ou cel mai adesea negru, dar care purta pe el însemne benefice care să facă pământul să rodească. Ca și în cazul însemnelor făcute în lemn, toate aceste simboluri aveau o încărcătură care s-a pierdut de-a lungul timpului. Ele erau foarte simple. Erau însemne astrale, erau însemne vegetaționale, erau însemne zoomorfe,
E suficient să spunem de așa numitele coarne ale berbecului, care de fapt nu sunt coarnele berbecului pe care îl cunoaștem noi ca animal. De fapt, sunt coarnele de consacrare care sunt luate de la forma lunii. Luna aplată la Crainou. Crucea care nu este neapărat în semn creștin. Crucea este forma de reprezentare a soarelui, este crucea solară. Dar ea apare și pe oul pe care noi îl folosim astăzi în ritual, care s-a folosit în ritualurile sărbătorii pascale și sub denumirea de crucea pascală. În ce măsură oamenii care fac lucrurile acestea, care închistresc oule, pentru că acesta este terminul corect, ouăle care se fac la noi în Bucovina și nu numai, pentru că ouăle acestea pascale care sunt împodobite de o anumită manieră se regăsesc pe un spațiu destul de larg, nu numai în Europa, de fapt. Dar revenind, închistrirea este acel procedeu prin care se păstrează culoarea de fond. Este cel mai vechi procedeu. Adică se fac băi succesive de culoare, dar în semnele, primele linii sunt cele care păstrează culoarea naturală a oului, apoi urmează baia de galben, se colorează, se astupă cu ceară modelul care trebuie să rămână galben și așa mai departe, până la negru. Culorile esențiale folosite în ornamentica bucovineană sunt albul natural al oului, galbenul, roșul și negru. Foarte rar apare verdele, apare albastru. Deci oul închistrit este cel care se bazează pe tehnica așa numită a baticului. Dar de-a lungul timpului au apărut ouă încondeiate, așa cum le numim noi, pentru că erau făcute cu condeiul, nu cu chișița, ci cu condeiul. Ele sunt caracteristice pentru anumite zone. Și foarte aproape de zilele noastre, primele consemnări datează de la începutul secolului al XX-lea, a apărut oul cu ceară în relief. Spuneam că unii dintre meșterii care au făcut, meșterii bătrâni care știau să închistrească, să încondeieze ouăle pascale, mai cunoșteau ceva din simbolistica motivelor pe care le foloseau. Cu timpul ele, simbolul, importanța simbolului s-a pierdut și a devenit strict ornamental. Ele, în semnele primare, care erau simple, erau abia schițate, se dezvoltă în timp în adevărate ornamente, prin îmbinarea lor și în cele din urmă, prin dezvoltarea lor în registre geometrice, care fac sau dau denumirea ouălor așa numite muncite, care sunt foarte ornamentate. Sigur că aceste ouă au cea mai mare trecere. Există, inițial, ouăle acestea închistrite erau făcute cam de la perioada de mijloc Apostolului Mare. La medul păretii sau miezul păreților, ouăle erau alese. Erau alese ouăle care urmau să fie puse sub cloști și ouăle care urmau să fie împodobite. De regulă, închistrirea ouălor se făcea însă în Săptămâna Mare. Dar aceste ouă duse la biserică noaptea de înviere nu erau mâncate. Ele erau fie dăruite rudelor, prietenilor, fie erau păstrate în casă, lângă icoane, până la următoarea sărbătoare pascală, pentru că mai mult nu se putea, ele erau ouă cu întreg conținutul. Cu timpul însă, acest meșteșug și această artă, de fapt, a devenit o preocupare strict estetică. Există comunități care s-au specializat în confecționarea ouălor închistrite. Cele mai spectaculoase sunt cele din zona de locuire Huțulă. Au devenit marfă de schimb, au devenit obiect care se vinde cu ușurință, care este căutat de către turiști. Partea bună este însă aceea că, din nou, așa cum se întâmplă și în cazul prelucrării lemnului și prelucrării artistice a lemnului, care are piața ei de desfacere, și în cazul meșterilor care închistresc ouă, se ajunge încetul cu încetul la rădăcini. Și nu se caută un răspuns filozofic neapărat, ci meșterii au învățat că există o zestre fantastică care este memoria persoanelor vârstnice din comunități și aceste persoane sunt exploatate cu ghilimele de rigoare în sensul bun al cuvântului și
ce este și mai important este că am găsit tineri care sunt interesați de lucrul acesta, care au devenit pasionați, care sunt fascinați de cât de bogată era viața spirituală a satului de altădată, inclusiv în această maestrie de închistrire a ouălor. După cum s-a menționat, ouă încondeiate am început să întâlnim nu numai în preajma sărbătorilor Paștelui sau la înălțare, și nu numai în acele sate în care, din fericire, s-a mai păstrat tradiția. La ele acasă le mai întâlnim în toate satele bucovinene, mai ales în zonele unde există trafic turistic. În multe localități din Bucovina se organizează festivaluri a ouălor închestrite. La aceste festivaluri, toate exponatele poartă marca unor autentici creatori, veniți din toate satele bucovinene unde este vie această artă. Vama, Moldovița, Brodina, Ulma, Paltinu, Moldova Sulița, izvoarele Sucevei și din Suceava. Și poate ce e mai important de subliniat e faptul că, printre exponanți, nu s-au numărat doar bătrânele, așa cum am fi tentat să credem, ci și copii, toți aducând să prezinte vizitatorilor lucrări foarte valoroase, sub aspectul tehnicii și al modalității de lucru. De remarcat că de la zonă la zonă, ouăle sunt puțin diferite ca cromatică, decor, motive ornamentale, tehnici de realizare. Am o activitate de închistrire a ouălui, este de 42 de ani. Întâi și întâi trebuie pregătit ou pentru un condeiat. Îl spălăm, îl golim, îl punem la uscat. După ce am văzut că este bine uscat, am trecut la etapele lui. Prima dată luăm oul după forma lui, ne alegem modelul care este. Aici la Paltinu predomină motivul național, pentru că și noi prima dată am avut modele bătrânești de peste 100 de ani, dar având în fața noastră tot felul de cămăși naționale, bundiții, carpete, covoare, de acolo m-am inspirat, fiind ca învățătoare și un desen geometric mi-a fost mai ușor. Am trecut la trasarea de linii ornamentale pe alb, deci conturul modelului care vrem noi să-l avem în final. După aceea l-am pus în baia de galben, l-am uscat, am trasat linii ornamentale pe galben. Aceste linii ornamentale le trasăm cu chișița care este folosită, pusă spre încondeieri în ceara naturală de albin. După ce am trasat pe galben toate liniile ornamentale care am vrut să-mi rămână galbenii, am trecut la baia de roșu și același lucru îl uscăm, trasăm linii ornamentale pe roșu, acolo unde vrem ca, într-adevăr, modelul să ne rămână roșu. Trecem la ultima fază de baie, baia de negru, baia de bordo, depinde, baia de mov, depinde de modelul pe care îl avem în față. După ce i-am făcut această baie ultimă, din nou îl uscăm, îl punem la o sursă de căldură și îl ștergem și ouul în final va arăta modelul care l-am scris noi. Noi folosim o cârpă, dar tradiția veche, timpurile care erau și nu știu dacă nu vom ajunge și acum la aceleași timpuri, când creatoarea ștergea cu palma ceara, după aceea și-o dădea jos, o punea din nou în vas ca ea, într-adevăr, să fie refolosită. Acum noi folosim o cârpă, un șervețel, să fie cât mai moale, ca să nu lase urme pe culorile de fond care le avem. Și în ultima etapă le dăm cu lac ca să lucească și să se conserve vopseaua mai mult. În semn de prețuire a jertfei Mântuitorului, femeile din Bucovina au devenit adevărate artiste, trudind ore întregi la realizarea unui ou încondeiat,
în care se regăsesc pe lângă simbolurile religioase și cele care dau speranță pentru o viață mai bună. Arta practicată de aceste trutitoare este recunoscută în prezent nu numai în Bucovina, multe dintre ele făcând în perioada premergătoare Sfintei Sărbătoarea Paștelui demonstrații de încondiere a ouălor în diverse țări din întreaga lume, prezentând Bucovina ca o zonă unde spiritualitatea, tradițiile, dragostea pentru autentic, pentru frumos, sunt parcă mai vii decât oriunde.